Săptămâna curentă, Armata Națională se îmbogățește cu noi tineri soldați. Cel de-al treilea contingent, format din 23 de recruți din Raionul Florești, au fost înrolați în rândul Armatei Naționale la batalioanele de elită. Ce viitor poate să aibă un tânăr care a făcut armata? Viitorul este să angajeze înapoi în serviciu militar sau să angajeze în structură de forță, în orice serviciu. Fără livret militar, e cam greu să te aranjeze serviciu. Contingentul de astăzi unde? În Armata Națională. Pleacă toți 23 la Chișinău. Pe lună jumate, după o lună jumate, după cursul tânărului soldat, vor fi repartizați în unitățile Armatei Naționale. Tinerii soldați ne-au relatat că datorită unei pregătiri militare vor avea mai mari șanse ca după demobilizarea din rândul Armatei Naționale să se încadreze în câmpul muncii mai ușor. Crezi că vei avea un viitor mai bun dacă vei face armata? Da, eu cred că avea un viitor mai bun, fiindcă fără livretul militar nu-ți găsești lucru. Am decis la 16 ani, am decis la 18 când împlinesc, să mă duc la armată, în batalion destinat specialitar, am vrut de mic copil. Pentru a le fi alături la unul din cele mai importante evenimente din viața viitorilor apărători ai țării, au fost prezenți și cei dragi, susținându-i în alegerea pe care au făcut-o. Băieții, după ce sunt ori din armată, devin bărbați, devin mai responsabili față de sine și mai oameni, zicem așa. Băiatul din mic spunea că vroia în armată și crescând mare, singur a avut inițiativa să plece în armată. Eu cred că o să aibă un viitor fericit, deoarece asta a fost dorit. Dorința lui și asta e hobby al lui, îi place foarte mult, de atâta cred că o să aibă un viitor fericit dacă o să rămână acolo și o să facă slujba mai departe acolo, o să lucreze mai departe. M-am mirat foarte mult faptul că încă mai de mult, un an în urmă, încă el a început ideea aceasta că să plece să fac serviciu militar și m-am bucurat și mă bucur și acum la moment. Potrivit șefului secției administrativ-militare Florești, Eugen Cucer, până la ziua de astăzi, în perioada de toamnă, în rândul Armatei Naționale au fost încorporați 58 de tineri din Raionul Florești.